Monica Macovei a spus că ați discutat opțiunea asta. De ce n-a fost propusă? Pentru că ar fi spus imediat de către cei din coaliție că doamna Monica Macovei nu a fost aleasă uninominal. Dumnezeu fiind aleasă ca europarlamentar pe liste. Dânsa, într-adevăr, nu a trecut printr-un vot uninominal. Era primul argument pe care l-ar fi adus cei din coaliție, comparativ cu propunerea pe care dumnealor o au în persoana domnului Klaus Iohannis. Și contează voturile pe care le are un politician în spate, dar acum existând acest vot uninominal, sigur că este un argument în plus. Dar cu doamna Macovei vorbiserăți înainte de a lua în calcul posibila sa propunere? Sigur că au fost discuții și cu domnia sa. Și-a dat acordul? În caz că ar fi propusă să accepte? Asta cred că este cel mai bine să vă spună doamna Monica Macovei și să nu vorbesc eu în numele domniei sa.